În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Femeie, îți sunt iertate păcatele tale cele multe, căci mult ai iubit. Iubiți credincioși, iată-ne acum aflați într-o frumoasă zi de toamnă, spre prăznuirea Maicii noastre Parascheva. O zi deosebită în care chipul celei care mijlocește rugăciunile noastre și le duce mai departe, cea care în popor este numită și Sfânta Vineri, și nu este numită degeaba Sfânta Vineri, în afară de faptul că ținea post, în limba greacă Paraschevi este desemnată a cincea zi a săptămânii, adică Vineri. De aceea, dacă vă întreabă cineva, să știți că Sfânta Vineri este de fapt numele cuvioasei Parascheva. De-ați minteri, în această frumoasă zi, Sfinții Părinți ne-au rânduit a ne propune un subiect cu totul și totul deosebit. Chiar aș numi tema pericopei de astăzi logica lui Dumnezeu, care este cu totul și totul deosebită de logica noastră. Să vedem de ce este vorba. În primul rând, Sfântul Evanghelist Luca ne spune că într-una din zile, aflând Simon, fariseul, că Hristos este prin zonă, l-a rugat să intre la el să cineze. Și Mântuitorul a acceptat, a intrat în casa lui Simon, dar multă lume aflase deja că se va afla Mântuitorul în casa lui Simon și au venit mai mulți. De când a intrat, o femeie despre care Sfântul Evanghelist Luca ne pune deja în vedere că era o păcătoasă, a venit în casa lui Simon cu un vas de alabastru plin de un de lemn de nard de murt preț și ungea picioarele lui Iisus și cu lacrimi le spăla și cu părul capului îi ștergea picioarele. Uitându-se, Simon gândea în sinea sa despre Iisus, dacă acesta ar fi un proroc, ar ști că femeia aceasta a greșit mult, ar ști că este o păcătoasă. Și atunci Mântuitorul s-a îndreptat către el și a spus, Simone, am să-ți spun ceva. Și Simon i-a spus, spune învățătorule, un cămătar avea doi datornici, unuia. Unul avea datorie de 500 de dinari, altul de 50. Și neavând cu ce să plătească nici unul, nici celălalt, i-a iertat pe amândoi. Care ți se pare că îl va iubi mai mult? Și Simon, fără să stea pe gânduri, a zis, gândesc că cel căruia i-a iertat mai mult. Și atunci Mântuitorul i-a spus, când am venit în casa ta, apă pe picioare, nu mi-ai spus. Dar femeia aceasta a spălat cu lacrimi picioarele mele. Mir pe cap nu mi-ai pus, pentru că acestea erau obiceiurile la evrei când venea cineva în vizită. Dar această femeie mi-a uns picioarele. Și atunci, adresându-se femeii, a zis, femeie, iertate sunt păcatele tale cele multe, căci mult a iubit. Iubiți credincioși, spuneam că Mântuitorul ne pune acum într-o ipostază deosebită. Și anume, să nu credem că Simon, în casa căruia era Mântuitorul, pur și simplu după 2000 de ani a rămas Simon acolo și vorbim noi despre el. Vorbim despre el, ia uite bă ce gândea ăla. Nu! Acel Simon, fariseul, suntem noi. Îmi pare rău că acest termen de fariseu în timp s-a depreciat. Nu însemna sau nu avea înțelesul pe care îl are semantica de astăzi. Fariseii erau și ei un grup, cam cum se spun eu acum, cu anumite preocupări. Era o grupare care se ocupau de studierea
legii, a învățăturii, erau foarte bine intenționați, decât că între timp începuseră să aibă duhul elitist. De-al minte să știți că fiecare grupare, așa, chiar și intelectuală, devine în timp intelectualistă și începe să bată către fariseul de lângă vame și să-l mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca aceștia. Când se adună 2, 3, 4, 5 să facă câteva sute, înainte de a începe să facă spirale și alte năzrăvănii, încep să spună, noi nu suntem ca ceilalți. E bine, nu suntem bătă acum nimeni, dar trebuie să fim atenți, că atunci când avem acest duh de a ne extrage dintre ceilalți, trebuie să cugetăm înainte, nu cumva extrag din ceea ce era frumos la farisei că învățau legea și mă fac fariseul zilelor de acum. Trebuie să fim foarte atenți că aceste noțiuni patinează în timp. De-al minte, îmi place ce spunea cineva despre părinți și pretențiile părinților. Și spunea, dacă copiii s-ar face în viață ceea ce gândesc părinții despre ei, lumea ar fi plină de genii care să nu facă nimic. Va să zic că intenția asta bună a unui părinte de a face din copil ceva poate să ducă imediat în partea cealaltă. De-al minteri, și un copil care învață foarte bine și pune la punct și e meticulos cu toate, până la un punct este apreciat de toți, după care atunci când începe să deranjeze, este imediat numit tocilar. Bine, acum, în sensul profund al cuvântului, a fi tocilar este o calitate. Decât că atât s-a depreciat această calitate și s-au agățat alte tinichele de coadă, încât n-a mai devenit o calitate. A devenit o peiorativă argumentație pentru cineva că, vezi, Doamne, face ceea ce nu trebuie. Ei, dar să revenim la Simon al nostru și spuneam că suntem noi. Adică noi. Haideți să ne uităm în oglindă. Când vedem pe vecinul nostru care ne deranjează, când vedem pe șeful care nu știu ce face, când vedem pe cel de lângă noi care spunem noi că ne-a luat locul, imediat ne uităm în sus și zicem, Doamne, dar pe ăsta nu-l vezi? Așa suntem noi. Păi nu așa a făcut și Simon, când a văzut că s-a apropiat femeia aceea despre care toată lumea știa că e păcătoasă, s-a problematizat. Deci cum adică? Păi eu l-am invitat aici și nu m-a băgat în seamă. Vedeți, contează foarte mult de unde se pune problema. Contează foarte mult ce perspectivă avem când întrebăm ceva. Vă mai aduceți aminte de cel care vroia să vândă casa lui, care era lângă o apă. Și când au venit câțiva cumpărători, a început să le spună. Zice, păi, e o casă foarte bună. Păi, cum faceți bun? Ei, nu, acum trebuie să-mi iau o casă mai mică, asta e prea mare pentru mine. Nimeni nu o să spună că pleacă de acolo, nu e inconvenient. Dar uitați-vă câte avantaje are. Puteți să faceți o grădină. Uite casa, uite apă. Puteți să vă faceți o baie. Uite casa, uite apă. Puteți să aveți niște animale, le adăpați. Uite casa, uite apă. Dar unul la un moment dat întreabă, zice, auzi-te supărat, dar când o veni apa asta mare, nu ne ia pe sus? Zice, unde e apa, unde e casa? Totul este relativ. Așa este și cu Simon. Acum, în loc să se gândească la faptul că Mântuitorul îi făcea o mare cinste, că venea în casa lui, el se uita acolo, bine, bă, dar aproape pe mine nu mă bagă în seamă și uite asta, pe care știe toată lumea câte ceva, uite, s-a apropiat, stă numai lângă el. Așa suntem și noi, să nu credem acum că trebuie să dăm pietre în Simon Fariseul. Nu. Și dacă tot Sfinții Părinți ne-au rânduit ca astăzi de cuvioasa Parasceva să ne pună înainte pe Simon și casa lui, haideți să ne gândim la noi înșine și la casa noastră. La casa noastră în care, prin rugăciune, l-am invitat și l-am chemat întotdeauna pe Dumnezeu. Să nu credeți că Dumnezeu nu a venit. Doamne ferește! Păi înseamnă că ne-am rugat degeaba. Dumnezeu a venit, decât că noi nu-L vedem. Noi îl vedem că a venit, dar stă de vorbă mai mult cu vecinul, care găina cât o furcă. Îl vedem că în loc să vină la noi, să rămână cu noi, e în parcarea lui nu știu care și
îi așează câte o mașină între ce mai are pe acolo, nu-l vedem pe Dumnezeu. Nu-l vedem pentru că nici Simon, săracul, nu l-a mai văzut la un moment dat. Deci, bă, a plecat. Adică eu l-am chemat aici și el eu, ce cu asta. Nu ne întrebăm și noi tot așa? Unde e Dumnezeu și ce face Dumnezeu? Ei, să știți că aceasta este introducere la logica lui Dumnezeu. Dumnezeu are o altă logică și îi propune lui Simon, ca să le înțeleagă, o logică omenească. Și spune, Simone, vezi că erau doi datornici și stăpânul i-a iertat. Decât că unul avea datorie mai mare și unul mai mică. Ne stând pe gânduri, bineînțeles că și noi răspundem la fel. Da, domnule, pe la căruia i-a iertat mai mult, îl va iubi mai mult. Și ne gândim noi așa, păi stai așa, asta înseamnă că să stăm pe o ureche, așa cum zice românul, ne culcăm pe o ureche și dacă stăpânul o să ne ierte, o să-l iubim noi mai mult. Nu, să știți că acum trebuie să fim realiști. Nu o să primiți de la nicio bancă vreo depeșă să spună, știți, v-au fost iertate datoriile. Nu, să fim clari. Iertarea e cu totul și cu tot altceva. Nu e ștergerea datoriilor. Și atunci, să vedem mai departe unde a fost logica lui Dumnezeu. A să zic că logica lui Dumnezeu a fost de a ne prezenta lucrurile așa cum le vedem și noi. Dar când a întors-o Dumnezeu? A întors logica cu fața spre el, nu spre noi, în momentul în care i-a zis femeii, femeie, îți sunt iertate păcatele tale cele multe, căci mult ai iubit. A să zic că ce nu văzuse Simon și văzuse Mântuitorul la femeia zisă păcătoasă? Păi Simon se scălda în caracterizările pe care alții le făceau despre femeia aceea. Poate că nu văzuse niciodată păcătuind așa cum se spunea. Poate că mulți din cei care vorbeau despre femeia aceea nu văzuse de ei înșiși cu ochii lor păcătuind, dar se dusese vestea. Dar Dumnezeu văzuse cu ochii lui că femeia aceea iubea. Știți ce mare dar este să poți iubi pe celălalt? Și o să spuneți, bine, bine, dar adică Simon, care l-a chemat în casă pe Mântuitorul, nu-l iubea? Păi da, dar iubea în felul lui. Îl iubea în felul lui în care își permitea să nu mai țină legea, care îi spunea clar, când vine după drum și intră în casă la tine cineva, îl sper pe picioare, îi pui pe cap un de lemn și așa mai departe. Ei, el așa de mult tipurile îl iubea pe cel pe care l-a invitat, încât suspendase tot ceea ce însemna ospitalitate. Acum aveți spune, da, da, așa să spune. Nu, fraților, așa era obiceiul atunci. Asta însemna că stimezi pe cineva. Că și noi acum pe lângă noi, cu soțirul, o, te iubesc, sau, da, te iubesc, te iubesc, dar nu am acum gura, așa, adică nu mă spun și atât. Dar iubi pe celălalt înseamnă a respecta, ca să spunem așa, foarte, foarte dur, fișa postului. De ce să nu spune și așa? Păi bă, tată, da, eu te iubesc, dar măcar mai spăl și eu din când în când ceva, mai netezez cu un prosop dacă nu încalc o cămașă. Asta înseamnă că te iubesc. Adică fac pe cele care să-ți dea ție de înțeles că eu, într-adevăr, țin la tine. Că te iubesc. Asta este marele dar. Aceasta este diferența între Dumnezeu și gazda noastră de astăzi, care este Simon. Doamne ferește, nu dăm pietre în el. Că dăm pietre noi. Măcar de-am dat cu pietre noi să ne facem autocritica. Va să zic că noi suntem aceia care, așa cum am spus, l-am chemat pe Dumnezeu în casa noastră. A venit în casa noastră, să fiți siguri. Dar pe lângă el, Dumnezeu nu vine niciodată singur. Vine cu oaspeți pe care nu-i așteptăm, cu oameni pe care îi catalogăm într-un fel sau într-altul, cu oameni pe care noi nu îi cunoaștem decât din vorbele altora și le dăm crezare celor pe care le auzim și nu suntem în stare ca noi înșine să avem experiențe personale cu celălalt, și Dumnezeu vine la noi și celălalt se smerește și iată că
în loc ca noi să fim beneficiarii vizitei, este celălalt. Și după aia, de ce să ne mai întrebăm, Doamne, dar uite lui vecinul ce bine îi merge. Ia uite că nu știu ce. Păi, fraților, trebuie să știm clar, trebuie să intrăm în logica lui Dumnezeu, care astăzi ne învață că dincolo de ceea ce zic ceilalți, este adevărul. Întotdeauna este dincolo. Și pentru că am ajuns aici, de ce nu avem suficientă răbdare să constatăm noi dacă cel despre care s-a zis cu tare sau cu tare lucru, s-a zis pe drept sau nu? E bine, în ziua de astăzi, o zi în care cinstim pe prea curioasă Maica noastră Parascheva, să ne deschide Dumnezeu ochii și mintea, să fim mai atenți cu cei de lângă noi și mai ales mai atenți cu logica lui Dumnezeu, care este cea adevărată. Deși noi ne-am declinat paternitate pentru multe dintre principiile care ne călăuzesc în viață, Dumnezeu astăzi ne arată așa pedagogic, fiind și cu zâmbetul pe buze, că altfel trebuie să vedem lucrurile. Îmi aduc aminte că se spunea că odată într-un sat, la unul dintre oamenii destul de bogați, s-a întâmplat să poposească o turmă mare de mustangi, niște cai fără stăpân, cam cum ar fi avut bietul nostru om prin Tulcea niște pământuri și pe acolo pe delta au venit cai. Și toată lumea s-a dus a doua zi să-l felicite pe bietul om, crede ce noroc a venit peste el. Și a zis, da, mulțumesc pentru grija pe care mi-o purtați, dar cred că trebuie să avem totuși răbdare. Niciodată nu se știe. Și acum lumea așa cam dat coate. Uite, bă, după ce că l-a arătat Dumnezeu și i-a dat dita mai cireada asta de animale frumoase, el ce face, cârcotește așa? Și într-adevăr, peste câteva zile îl văd pe fiul acestuia șchiop și întrebându-l ce a pățit, zice, am încercat să încalic și eu o sălbăticie de asta și uite că m-a aruncat și vai de capul meu, dar ce nu l-a zis, bă, frate meu, că e în casă, e cu picioarele rupte amândouă. Și acum toată lumea s-a dus la bietul om să-l mângâie, știi că poate te-am gândit greșit, da, ai avut dreptate, ce ai pățit, uite, să zice, nu, 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 stai așa, că nu e chiar așa. În tot rău poate fi și un bine. Acum ăștia erau bulversați total. Numai că peste o săptămână, într-adevăr, au venit cei de la înrolări și au luat pe toți tinerii zdraveni, mai puțin pe cei doi ai respectivului norocos, să zicem așa, și i-a luat și a dus la armată. Și cei doi au rămas acasă. Vedeți că niciodată logica noastră nu este în stare să îl lase și pe Dumnezeu în viață. Nu îl alungăm. Noi credem că dacă a dat norocul peste noi, chiar a dat norocul peste noi. Dacă vine necazul, credem că chiar a dat necazul peste noi. Și nu e așa. Niciodată nu este un necaz absolut, după cum nicio bucurie nu este absolută. Dar diferența este că bucuria putem să o facem noi absolută. Și în necazul acela pe care îl dă Dumnezeu, știm că cu ajutorul lui Dumnezeu vom trece peste el. Și vei spune, da, dar vom trece, cum vom trece? Păi da, de exemplu, dacă vedem că vin ratele de la bănci și nu mai putem să mai facem față, acum ce să facem? Să ne gândim, aoleo, ce faci, Doamne, cu noi? Nu, Doamne, dă-ne sănătate, să mai am încă 23 de ani de acum înainte, să pot să le plătesc. Și vezi, în partea rea, chiar îi spuneam cuiva care mai avea de așteptat vreo 28 de ani până să plătească ratele. Și bă, ești un fericit. E, cum? Păi da, uite, acum Dumnezeu îți dă semnal că 28 de ani nu ai nicio treabă. Adică dacă ai de lucru, ești motivat. E milă de Dumnezeu de tine și te lasă 28 de ani fără nicio reparație capitală să-ți plătești datoria. A, păi așa se pune problema. Bineînțeles că așa se pune. Și omul parcă deja întinerise așa puțin, să gândească într-adevăr. Dacă nu v-am mai spus și altă dată, mă uitam odată pe agenda și eu aveam deja niște servicii care depășeau anul. Cum sunt cununiile, mai vin vieții tine și în 2014, sau 2015 am văzut două. Și mă gândeam în nebunia mea. Doamne, ce bun ești cu mine! Înseamnă că nu o să fiu bolnav, nu o să fiu gata, mai rezolvat.
Stau limpede și liniștit cel puțin 2 ani cât am aici în agenda Sfântului. Dacă știm cum să lăsăm logica lui Dumnezeu și cum să vedem lucrurile altfel decât le văd ceilalți și dacă știm să așteptăm ca noi cu ochii noștri să vedem dacă celălalt este păcătos și nu îl judecăm înainte de a vedea noi cât de păcătos sau virtuos este, cu siguranță că Dumnezeu ne va da bucuria de a constata că lucrurile sunt bune foarte. Și atunci, poate că în milostivirea sa va spune, iertate sunt păcatele tale, cele multe, pentru că mult ai iubit. Așa să ne ajute.